Bună seara, Paul! Bună seara! Bine te-am găsit! Cu mine zâmbești, așa? Păi trebuie sau nu trebuie? Cum, cum vorbim în seara asta? Serios sau o luăm pe bancuri de la început? Uie. Cum, cum te-ai hotărât? Te hotărât? Ca între noi doi. Nu ca între oameni de aia. Serios și așa. Fără papion, da? Că văd Fără că nu ți-ai pus papion. Da, eu mi-am pus costumul de sărbătoare cu Rolling Stones, dacă se vede. Este da, foarte ce. frumos. Așa și trebuie. Te dau un da, Virginia. La mine în căști. Hai că ne auzim. Deci eu încerc să te aud bine. Uite, ești deja în căscuță, că se vorbește la căscuță. Ce ți-a venit? în seara Asta. Păi mi-a venit că noi vorbisem de, dinainte de COVID-ul ăsta, să facem noi o discuție și uite că n-a mai venit momentul ăla. Și am zis gata, hai să rupem mâța în două în momentul ăsta. Și să povestim despre de toate, dacă vrei. Ai zis să facem puțină figurație pe internet, nu? Și să vorbim despre toate, despre... Vrei să vorbim și despre cultură? La ce nivel vrei să vorbim? A, <laughs> ah, el! Well. Aceasta este o întrebare capcană. Da, nu știu, nu știu, că tu ești cu întrebările în seara asta. Eu stau cu minte în banca mea. suntem în online și putem să... Știi, uneori am senzația că aș denumi o curtură. Aoleu, începem bine. Păi n-am hotărât așa? Începem bine. Da, ok. Zim de ce o tu așa Abrupt. Păi mai bine zim tu cum ți se pare așa de la distanță piața asta a editurilor din România versus editurile din Spania, de exemplu, pe care le vezi mai des în activitate. Virginia, cum să spun, noi și în discuțiile private, particulare, așa ca între oameni de, de asfalt pe care le, le tot avem și le-am avut de-a lungul timpului, eu ți-am spus, uh, părerea mea, așa, la modul general, este că avem cu toții loc sub soare. Deci, eu aș porni de la conceptul ăsta, în primul rând. Uh, și nu știu, nu știu dacă sunt eu persoana potrivită sau dacă trebuie să ne. Mă întrebă Ar... cum ți se pare ție? Nu vreau să facem mm. acum o. A, ok. Nu, cum? Cum, unde vezi diferențele? Deci, dacă este să ne, să ne referim doar la, doar la piața editorială și la edituri, da, mie mi se pare cu excepțiile de rigoare, sigur că da, pentru că ele sunt și trebuie să fie. Uh, nu încă mai avem foarte mult de învățat. La noi încă mai este foarte multă. Uh, foarte multă activitate gen samsara, adică toată lumea are senzația că poate să facă o carte. Foarte mulți au senzația că știu să facă o carte, că știu să facă o paginație, că au conceptul de carte foarte clar în cap. Acum bine, am putea să discutăm pe categorii despre cărțile tehnice, despre cărțile de specialitate, despre beletristică, despre proză, poezie, despre ce vrei tu. Uh, dar la noi, eu cred că și piața de carte se poate încadra în acel, în acel haos în care trăim cu toții de 30 de ani încoace. Nu am ieșit încă din haos și nu, nu, nu cred că avem vreo. Să nu cred că avem vreo intenție în, în, viitorul mediu. Cel puțin mediu, nu cred că avem vreo intenție. Și mai ales acum cu ce a căzut peste noi, cu, cu pandemia sufletului, ne va fi și mai greu. În România, lipsa agenților pentru scriitori, mie mi se pare că își spune cuvântul. Nu avem oameni specializați pe așa ceva decât 1, doi, rar avis. Și cred că de asta peisajul cumva arată așa cum arată. Și în al doilea rând, eu spun din perspectiva cititorului, da? Și în al doilea rând, mie mi se pare că în tot angrenajul ăsta Edituri, librării, cititori. Cel mai dezavantajat este scriitorul. Și dacă vrei, am să-l asemuiesc un sclav pe plantație. El scrie. Da? Munca lui este valorificată preponderent de alții. Deci, la scriitor, de fapt, ajunge cea mai mică cotă de bani, ceea ce la un moment dat îl demotivează să mai. Vrea să mai publice sau să mai publice în România. Pe de o parte. Pe de altă parte, eu nu văd ca editurile să investească real în scriitori, să le creeze evenimente, să vină cu concepte noi, să iasă din eternul concept, cartea trebuie să stea în librării. Eu nu fac parte de foarte mulți ani din generația tânără că nu mai am vârsta necesară. Și cu toate astea, de niște ani de zile citesc cărți și pe hârtie și foarte mult am început să citesc în ultima perioadă pe tabletă. Pentru că la mine problema fiind cu ochii mă ajută. Am bine, uite, vezi, dar conform tuturor statisticilor Virginia, tu ai pe parte din acea minoritate care citește carte, carte, digitală. Pentru că dacă, dacă este să privești cu atenție statisticile vis-a-vis de publicul românesc de carte. Marea, imensa majoritate a publicului românesc citește hârtie, deci cartea pe hârtie. Foarte, foarte. Deci, e book au niște vânzări foarte, foarte mici. Și ce spuneai tu mai devreme, că nu fac editurile, nu fac evenimente, nu creează, nu promovează. Aici cred că este foarte mult vorba și despre Puterea editurii, deci puterea economică mă refer. Sigur, și intențiile. Auzi, iartă-mă că te întrerup, fără a leza pe nimeni, da? Ți se uh -huh. pare că Humanitasul face evenimente pentru scriitorii români? Și Humanitasul e o editură mare, deci nu e din categoria mici și mijlocii. E o editură mare. Nu e, mira, că, e editură mare. Eu cred că, da, și este păcat. Deci este păcat. Nu cred că este cea mai, cea mai, cea, mai fericită, cea mai fericită, metodă, dar cred că și humanita și celelalte edituri mari merg pe, nu da, vrabia din mână pe cioara de pe gard. Adică ai un autor care este foarte cunoscut, ai un autor consacrat, mergi pe pe numele deja care vinde foarte mult și face evenimente care se duc la fix, adună un număr foarte mare de cititori. Nu cred că este nimeni dispus, care? nu știu uite, de ce. Păi, pe bune, hai că încep să fii corect. Mm -hmm. dă Dăm exemplu de un mare eveniment, în afară de Bookfest, în afară de uh, Gaudeamus. Da, bine, bine, uite, hai să luăm lansările, deci hai să luăm lansările autorilor super consacrați de la humanitatea da? ăsta. Cei de deci evenimentele sunt un Mircea Cărtărescu, un Radu Paraschivescu, un Patapievici, un Gabriel Liceanu. Deci, întotdeauna... Faci o lansare deci... în București. Ce faci cu restul țării? Restul țării nu contează? Ai orașul da. de universitare. Ai... Contează, contează, sigur că da. Dar aici este la latitudinea fiecarei edituri. Deci, nu, deci da, mie ca autor de exemplu mic, un nimeni în drum, adică nu, să nu facem comparații și să păstrăm, da, și să păstrăm diferențele. Da, mie mi se pare foarte dezavantajos uh, și foarte rău faptul că un autor nu are șansa de promovare, nu chiar dacă este bun, chiar dacă este considerat un autor bun, nu, nu, nu are o șansă reală de promovare, pentru că nu au editurile fonduri pentru că nu au intenții, pentru că nu au uh, o politică de promovare coerentă, uh, poate pentru că nu vor să cheltuie foarte multe fonduri, da? Deci, uh, motive sunt uh, mii de motive pentru care nu se fac turnee de promovare. Da. Sigur că sunt mii de motive. Voiam să te aduc în punctul ăsta cu. Nu există politici de promovare, nu există nici măcar bunăvoință în foarte multe cazuri. Pentru că literatura, Da, sunt absolut de acord. Literatura de bună calitate în zilele noastre se scrie. Uh, sigur că nu neapărat se vede în noi anul de tot felul de cărți publicate, mă rog, cu titluri mai mult sau mai puțin celebre pentru bancuri. Uh, dar uh, cred că nu există deschidere foarte mult și asta e o caracteristică a companiilor românești. Uh, îmi pare rău să o spun, dar uh, o spun după niște ani de experiență uh, în care, mă rog, managementul e așa cum e uh, și de acolo pleacă tot. Dar voi, scriitorii, din ziua de astăzi, care chiar scrieți, da, aveți șanse foarte mici și ca atare voi trebuie să vă să vă implicați și să luați până la urmă freile promovării în mâinile voastre de foarte multe ori. Da, bine, cazul meu uh, uite și revin la ce spuneai înainte. Nici pe departe, Virginia, nu vreau să fiu eu corect politic și îți spun și de ce. Uh, nu am absolut, deci nu. Eu sunt foarte conștient, văd din punctul meu de vedere, situația pieței de carte din România este dezastruoasă, este sub dezastru. Pentru că, hai să fim, deci hai să fim acum sincer, cine mai... Știu că tu ai altă părere, deci ai altă viziune. Uh, toate statisticile care sunt făcute... Deci spun că nucleul dur de cititori din România deci se învârte undeva în jurul cifrei de 200.000 de, de oameni. Da? Cei care cumpără 2, 3, 4 cărți pe lună. Deci cititorul acela frecvent. Da? Cel ocazional? Da, hai să fim indulgenți și să poate duce cifra către un milion și jumătate de oameni. Dintr-o populație de cât? De 17-18 milioane. Alte statistici spun că diaspora, cele 3, 4, 5 milioane de oameni care sunt în afară, de deci nu citește deloc diaspora. Dar deloc. Sau din diaspora citește cel puțin. Hai să spun, 3, 4, 5 mii de oameni care mai cumpără cărți și nu cumpără pentru că, în primul rând, deci modul de a, de a achiziționa cărți din țară, tu stând în Australia sau stând în Statele Unite, este foarte greoi. Deci tarifele. Sunt foarte mari. Uci, tu vrei să-ți da. cumperi, de exemplu. Da, tu vrei să cumperi, de exemplu, un pachet de 10 cărți. Intri pe libris.ro sau pe, pe Humanitas, pe Elefant, pe ce vrei tu? Îți faci o selecție, îți cumperi 10 cărți, ai plătit 100 de euro, 120 de euro. Știi cât te costă să-ți aduci la 10-12 cărți în Australia? Dublu. Dublu. Și da, te, te gândești două ore că, păi stai, și ia. Ok, dacă ești un cititor din ala, înfocat, ești un șoarece de bibliotecă, ești un compulsiv din ala, da, nu te uiți la bani. Dar cât sunt așa? Foarte puțin. Virgin. Foarte puțin. Foarte puțin, sigur că da. De ce crezi că noi, și acum fac o generalizare din asta la nivel de mm -hmm. de națiune, de ce crezi că nu avem cultura cărții? Pentru că ne doare fix în cod de tot. De absolut tot. Și uite-te la, la, și uite la nivelul general. Deci uite-te... Bine, noi ne uităm în ultimii ani pe net. Da? U -u Te poți uita, în primul rând, la calitatea discuțiilor de pe net, la calitatea comentariilor, la calitatea polemicilor de pe internet. Deci, după nici 5 secunde după trei fraze schimbate, începe lumea să scoată și să-și să -și bage. Da? Pentru că tot vorbim acum la un nivel foarte elevat. Da? Uh, nu ne mai interesează nimic. Vrei să venim la analfabetismul funcțional, la rata de analfabetism funcțional, care se duce între 40 și 50%? Deci pentru cei care nu știu la ce ne referim, pentru că... Na, se poate întâmpla să facă parte din categoria asta. Deci, asculți, citești, dar nu pricepi. Deci, așa se traduce în trei cuvinte analfabetismul funcțional. Deci, nu știi despre ce e vorba pe pagina aia. Deci, tu e o carte, ai deschis-o, citești o jumătate de pagină, dar habar n-ai ce vrea să spună omul ăla acolo. Procentul este uriaș. Revenind la promovarea de carte, la ce spuneai tu înainte, că deci, cine mai face promovarea de carte astăzi? Și vorbesc pe felia mea, pe beletristică, de exemplu, da? Cine mai face? Autorul, deci, în primul rând, o face pentru că este direct interesat. Mai sunt câțiva nebuni pe net care sunt blogări de carte, care sunt îndrăgostiți de carte, care vor să dea mai departe cartea, cartea către cititorilor. Mai fac editurile, în măsura în care o fac, în măsura în în care au interes în măsura în care pot, în măsura în care au fonduri, în măsura în care au oameni, dar promovarea de carte să mă ierte Dumnezeu. Nu mai face nici dracu. Deci promovarea de carte la nivel profesional. Da. Nici nu cred că a făcut-o cineva vreodată. Nu mai, mai, sunt, mai sunt revistele culturale, revistele literare, Uh, legenda spune despre ele că se citesc între ele, deci autorii se citesc între ei, nu le citește iarăși, nici naiba. Cine mai citește Observatorul Cultural? Cine mai citește România Literară? Mulți spun că toate au ajuns o apă și un pământ, două, trei mai au acolo un steguleț cu care mai țin undeva standardul la un nivel din ăsta cât de cât acceptabil. Uh, tu, ca autor, deci repet, tu, ca autor la început de drum necunoscut, un nou name, da? Și mare atenție, un autor despre care unii spun că scrie cât de cât bine. Nu ajungi, nu ajungi să fii pamovat, uh, pentru că iarăși. într în cercuri a... închise. Da, sigur, sigur că da. Intrăm în acea, în acea legendă, în acea, în acea atmosferă de, de grup, de bisericuțe. Dacă nu ești prieten cu cutare, dacă nu ești recomandat de cutare, dacă nu ești în cercul de prieteni, dacă n-ai stat la băută, dacă n-ai dat la o masă, dacă nu ești verișorul, fratele, sora, nu ai acces acolo. Repet, chiar dacă scrii bine, da? nu, nu cred că poate să aibă pretenții nena Gheorghe de la Tulucești, care scrie și el trei, trei poezii cu rimă încrucișată. Adică, deci, hai să facem o diferență între un poet și un versificator, da? Nu cred că are la pretenții să ajungă un observator cultural. Dar un tip care, bă cât de cât, scrie într-un fel, nu, 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 nu prea te duci. Deci, nu prea te duci. Pentru că, ce să vezi, nu faci parte din, din grupul care trebuie. Bă, eu aici văd două, două probleme. Lipsa asta de promovare și lipsa de cititori, cred că vine și din următorul motiv. Pe vremea noastră, maică, în momentul în care citeam o carte, eram cumva introduși în context de profesori, de familie, na, care, cu ce aveam la dispoziție. Dar ne, ne construiau o poză a contextului. De asta ne plăcea o carte. Sau ne provocau cu ceva ca să citim cartea respectivă, după care urmau discuții. Eu mă uit în jurul meu, la oameni de seama mea care au copii, și de foarte multe ori sunt șocată pentru că uh, există așa. Tema părinților. Copilul meu nu citește. Copilul. Mie nu-mi place să citesc și problema mea, știi, vin și eu în poveste și zic, păi da, tu ai să-i povestești copilului, să-i strânești curiozitatea, să găsești zona aia în care copilul tău vibrează, astfel încât el să pă, descopere plăcerea lecturii? Păi nu, n-am timp. Și uh, unul dintre cele mai uh, recente exemple de ale mele este că uh, eram cu niște prieteni în drum spre munte și uh, uh, în mașina în care eram eu, uh, părinți de fetiță de 8 ani, 10 ani, ceva de genul ăsta. Și ea declara foarte clar, mie nu-mi place să citesc foarte bine. și Admiram peisaje în drum spre munte și povesteam diverse chestii. Și copila aia era din ce în ce mai tare cu gura căscată și de fiecare dată când povesteam ceva, găseam și legătura cu o carte, cu o poveste, cu o mm. ceva. Și la un moment dat, nu mai știu să-ți spun acum, ce poveste a, a intrigat-o pe ea și m-a rugat să-i spun toată povestea respectivă și eu am început să-i povestesc cumva pe alegând doar elemente care ar fi putut să o, s -o agațe și mai tare. Și când am coborât din mașină, m-a tras de mâne ca așa, știi, să-ți spun un secret. Dăm și mie cartea să o citesc. În fine, a fost o excursie de o zi, după care tatăl copilei a venit la mine și mi-a zis, zice, băi, n-a reușit nimeni nimeni până acum să-i stârnească curiozitatea la citit, cum ai făcut-o tu. Și în frate, n-am făcut nimic special. Am intrat în mintea copilului de 10 ani, m-am dus pe poveștile alea, pentru că de fapt ai niște teme ale fiecărei vârste. Și dacă știi cum să le reînvii, poți să-i stârnești cititorului curiozitatea. Deci nu ne lipsește empatia culturală de la adult la copil. Deci noi ca oameni, ca oameni în vârstă acum, da? Deci adulții din noi habar au nu mai au cum să se pună în locul copilului și să-i trezească interesul Pentru că noi suntem acum super ocupați, super stresați Super nervoși. Da, această falsă iluzie a. și de. și da, de. și de multe ori suntem super proști, adică de ce să nu recunoaștem. Da? Suntem și super proști, pe lângă faptul că avem un ritm de viață care nu ne mai permite aia să fim serioși, să venim seara acasă și să citim măcar 20 de pagini, așa cum cred că ar fi normal, adică 20 de pagini se citesc în jumătate de oră, lent. Deci lent, nu te fugărește nimeni, nu te alargă nimeni, da? Seara la culcare, deci în loc să stai câte o oră jumătate, două, să stai pe. să te scarpim pe burtă și să te uiți absent prin televizor la știri. Deci nu te uiți la știri, te uiți prin televizor. Da? Nu e mai bine să închizi la aia să închizi nebuna-aia pe care o tot prezintă ăștia în buclă, în fiecare seară, aceleași accidente, aceleași violuri, aceleași morți aceiași imbecili din Parlament sau de, prin guverne sau de pe unde care fac, fac politica zilei, nu e bine să stingi aparatul ăla și să iei o carte timp de jumătate de oră? Și Doar îți mai, îți mai antrenezi și tu creierul în alt mod? Te mai vede și copilul cu o chestie în mână și poate e curios. Ce e mami? Ei, uite, e o carte. Pe bune? Ce e o carte? Ei, uite, chestia asta din hârtie. Știi? Uh, pentru că poate părinții... Te poți să-mi arăți ce carte ai răsfăit acum? E, nu, nu 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 are sens. Oricum nu interesează pe nimeni cartea. Ba da, uite că interesează Dar pe zi... câțiva oameni. Uh, e vorba de o lipsă de exercițiu, pentru că e falsul mit al omului ocupat, eu îl întâlnesc și în alte secvențe ale vieții, dacă vrei. Adică mă uit la oameni, uh, nu mai face nimeni mișcare, știi? Și toată lumea îmi spune chestia asta. Băi, sunt foarte ocupat. Bă, e, bine, bine. Nu, pe e mine nu m-a de... luat cu mișcare. E o chestie de. Nu, stai așa, e o, e o lipsă de exercițiu. Cât, cât o să-ți fie greu, da, să citești alea 20 de pagini pe zi. O săptămână, până ce Hai în să mână. zicem o lună. Hai să zicem o lună. Bă, hai să o luăm, așa, în termeni foarte largi. O lună o să-ți fie greu, o să-ți se pară că e... După care, dacă nu-ți citești, știi, nu-ți iei doza de cele 20 de pagini, pe zi, pe seară, whatever, o să simți lipsă. Și o să, o să vrei, știi, să-ți să reintri în ritm. E vorba de, de o lipsă de exercițiu venită dintr-o lipsă de educație, până la urmă. Sigur că da, pentru că, uite, eu îți spuneam mai devreme, deci, uh, nu avem empatie culturală ca să o transferăm sau să ne punem în pielea copilului, da? Și să ne întrebăm noi la un moment dat, oare de ce copilul nu vrea să citească? Hai să vedem cum îl putem noi excita, da? Cultural. Uh, eu, pe lângă toate, toate fițele astea, că. <laughs> n-am timp, că sunt ocupat, că mai au și fița aia, doamne, nu am bani să cumpăr cărți. Hai, mă, mă Be, hai să terminăm cu prostiile dar să fumezi două pachete de țigări pe zi ai, da? Când o carte costă 30 de lei. Deci, băi, o carte costă 30 de lei, deci un pachet și ceva de țigări. Nu, o carte nu costă 30 de lei. Hai să fim serioși, că găsești în România cărți și la 300 de lei. Adică, nu, A, nu și nici nu poți să spui, domnule, poți să dai pe un pachet de țigări. Eu aș zice altfel. Ok, n-ai bani acum să-ți cumperi o carte. Păi, ce te costă uite, să-ți pui un obiectiv, vorbeam de lipsă de educație, e vorba și de lipsă de educație financiară. Pune-ți niște bani deoparte și cumpără-ți cartea aia pe care ți-o dorești. Da, mă, dar vine, vine, vine Paștele, vine Crăciunul, vine vara, trebuie să mă duc la mare, la munte, trebuie să-mi să, -mi, să, să, -mi cumpăr, să cumpăr struguri, să fac vin. Uh, nu pot eu să-mi pun bani deoparte. Hai, pe bune, serios acum. Cum să-mi pun eu bani deoparte pentru o carte? Da, o dracu de carte. Da, eu n-am -am, sinapsă pentru a înțelege acest aspect foarte tare. Nu, și după aia ne plângem. Și după aia ne plângem că vin, vin generațiile astea din spate și... Uh, luăm iarăși lozinca aia în brațe, știi? Ia uite-te băi la ăștia. ăștia. Ăștia or să ne plătească pensiile, mă? Băi, ce să vezi, da. Pe da, dacă nu investești da. în ei, da. ce trebuie și când trebuie? Ce să vezi, uite, ăștia mici pe care noi considerăm mici și proști, eu am mare rezervă la chestia asta pentru că nu sunt nici. Deci proști absolut deloc nu sunt mici, da, sigur. Uh, dar ăștia pe care noi îi considerăm foarte, foarte proști și foarte, foarte inculți, ăștia o să ne plătească pensiile. Asta dacă nu vor pleca afară și or să plătească pensiile altora. Mare atenție! Da? Și cine este de vină pentru toată, pentru toată nebunia asta, pentru tot haosul ăsta? Ce să vezi? Uite, noi. Toată deci, societatea nu e... Noi, noi ca societate, pentru că suntem ignoranți, suntem pasivi, suntem ticăloși, suntem mincinoși, suntem farisei, suntem bigoți, suntem ce vrei tu. Deci suntem ce vrei tu. Și suntem fuduli. Fudul deja eu o eu văd, eu văd o calitate pe undeva, dar nu. În, anumite, facem în anumite contexte, da, e o calitate, dar știi foarte bine la ce m-am referit. Da, 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 Uite, apropo de Fudulie, la un moment dat ai avut o dispută pe Facebook cu un nene politician, că nu pot să îi spun domn, care a făcut el așa o scurtă verificare și a zis, cine, domnule, Paul Gabor ăla, care a fost și, nu mai știu ce a zis, zidar, a, whatever, la la la. Sai că tu i-ai spus nene, deci tu i-ai spus nene. Nu, eu îi spun imbecil, pur și simplu. Deci omul este un imbecil. Bă, da. Revenind la partea cu fudulia, da? de unde Dumnezeului avem noi așa fudulia asta? Că dacă ești tâmplar, ești așa, nu ca nimeni. Păi, nu știu. Pentru -o... că tu se că avem chestia asta Vai mamă, cum să te faci nu știu ce fă doctor ca să fii domn Dintr-o proastă creștere meserie, Dintr -o Ideea de meserie creștere. care îți dă status Da, noi ne-am îndreptat copiii Și ne îndreptăm în continuare copiii Către meserii care sunt îmbrăcate din start În... Încă mașina sindromului lui Dumnezeu, adică dacă tu nu reușești să intri, să devii medic sau să devii profesor sau să devii nu știu ce, ești un ratat. Deci, ești un, ești un zero. Și mai este încă o. încă o chestie foarte ticăloasă. Deci, uite, s-a ajuns chiar și în Spania, și nu doar în România, dar în România, bine, asta este lege, este deja. Este deja axiomă, deci e nici nu mai trebuie demonstrată chestia asta. Deci e bine să fii funcționar de stat, domnule, e bine să lucrezi pentru stat. Că dacă lucrezi în privat, ajungi cine știe sluga, cui sluga multinaționalelor, vine. Deci, în asta de... cred că vine și dintr-o formă de frică, de frica zilei de mâine, foarte mult. Știi, ideea de dacă muncești la stat, ai un job sigur. Ai, știi, nu. Da, sigur că nu. nu ți se pot întâmpla lucruri. Și cred că asta are și o viziune greșită, pentru că, da, din păcate, statul nu impune criterii de performanță. Clar. Indiferent de meserie. Cel mult, la nivelul ministerelor, de exemplu, le tremură lor scaunele sub ei după alegeri, că se schimbă tot. O săptămână, două, trei, până se refac, până se refac dar cercurile altfel, de interes. Dar altfel, cred că despre asta vorbim. Cred că vorbim despre o frică atât de puternică de ziua de mâine, pentru că în România se trăiește așa cum se trăiește, încât, da, mulți își îndreaptă copiii către... Păi bun, dar eu te întreb, Virginia, acum, de ce se trăiește așa cum se trăiește? Din cauza societății. Mhm. Mm nu a politicului. Politicul este ultima cărămiduță, știi? Și oricum este oglinda societății. Da, a, că nu ne place, nașpa. Dar ne reflectă. Da. Știi? Dar dincolo de asta cu muncitul a stat, Pudulia, îmi amintesc pe vremea lui că ți minte că erau plăcuțe din alea pe ușile unora cu bă, diplomat, doctor, inginer, whatever Și nevasta era casnică, dar era doamna doctor, era doamna avocat, de era casnică Sentimentul ăsta, știi, că domnia se ia prin inducție că Prin vitroceramică, prin vitroceramică se ia, nu prin inducție <laughs> Uh, da, da, bine, la noi. este, deci este De ce deci este un nivel din ăsta de snobism infect? Deci nu știu. Aia cu, cu doctor inginer, profesor universitar, doctor pe ușă, nu știu de unde dracu am luat-o. Pentru că la noi nu prea era chestia asta, dar probabil aia vine din. Aia a apărut aia... în comunism. Da, uite, eu stau acum și mă gândesc. Uh... Dacă am văzut aici în Spania deci, așa ceva pe ușile. Aveai... Nu știu dacă pe ușile cuiva sau pe ușa cuiva am văzut așa ceva. N-am văzut așa ceva aici. Deci, aici, în primul rând, nu există la casa scării. Deci, în momentul când te duci în fața scării și apeși pe buton, așa tu nu-i vezi mm. numele locatarului din cauza, din cauza protecției datelor. Adică, nu poate să vină orice trecător, orice. Orice gigi pe stradă, să vină să se uite la Interfon și să vadă că la etajul 4, la apartamentul 27, stă familia Popescu Dumitru. Deci nu există așa ceva. Na? Cum există la noi, de exemplu. deci Afișajul ăsta al numelor. Aici trebuie să intri în scară ca să vezi cutiile poștale și dacă pe cutiile poștale sunt scrise numele, e ok. Dacă nu, nu. Dar la noi, da, e. Ok, pe lângă nume trebuie să mai scrii și profesor, doctor, inginer, arhitect și de asta, știi? Că până nu, facem, până nu facem căcuța în mijlocul drumului, nu ne simțim bine. Bine, asta a mai dispărut în ultimii 30 de ani, treptat, dar era... Țin -mi minte asta, că pe vremea lui Ceaușescu era cam peste tot o mare chestie să-și pună ăștia pe ușă, toate da, cele. Bine, mă rog, acum nu știu, nu știu dacă aspectul ăsta este definitoriu pentru noi ca nație, dar nu, spune, spune ceva. Spune ceva pentru cine vrea să vadă, spune. Acum nu știu, uite, vezi că noi pornim de la de la carte, ne ducem către librărie, ne ducem către promovarea de carte, după aia ne ducem către educație, către copii și ajungem la și ajungem la, la prostia asta de politică, știi, pentru că uh, da, din păcate ăștia conduc, adică și la ei ajungi, la ce fac ei și la cum fac ei. Știi? Da, dar încă o dată zic, ăștia ne reflectă pe noi. Clasă. Da, că... no, noi nu avem o clasă politică, noi avem niște găști care sunt toți o și un pământ. Virginia, uh, marea, imensa majoritatea băieților ăstora uh, abia știu să se iscălească. Deci abia știu, deci eu nu mă gândesc la o coală A4, la un format A4, ci la un format A5, deci o jumătate din A4. Ăștia nu sunt în stare să treacă de o dictare pe un A5. Da, păi să-ți explice ei doctrine și încadrare ideologică. Și... Păi zic, noi nu avem o clasă politică, iar ăștia care sunt în politică reflectă foarte noi avem clar cu și foarte Noi avem cu foarte puține excepții în politică și mă refer în politica reprezentativă, în, în politica de vârf, în cea care se vede, știi? Deci în politica vizibilă. Cu foarte puține excepții, noi avem niște gangsteri, deci niște gangsteri avem, pentru că nu avem aceva. Niște gangsteri, niște analfabeți, niște sunt niște bandiți care au au costume pe ei, Armani, Gucci și de asta. Da, dar uh, vreau să spun, ne reflectă. Au foarte mult. Da, sigur că de da că, uh, ai, vezi oameni cu uh, pretenții afișate public, da? cu un nivel afișat public, care îți traversează, eu n-am să încetez niciodată, îți dau exemplu ăsta, care îți traversează la 5 metri de trecerea de pietoni și dacă le faci observație, te înjură da că de ce într-o societate în care trec. toată lumea are drepturi, n are nimeni obligații, în care regulile sunt făcute prin definiție ca să fie încălcate și în care specializarea sau și atunci de ce te mai de ce te mai miră pe tine că nu, că nu se citește și și să facem discuții despre cultură, adică chiar ai nebunit, chiar ești bine, adică Păi nu, nu mă, nu mă miră. Eu, la... eu, eu, Știi care e cazul? Eu, că nu... eu văd, că văd lucrurile și din altă perspectivă. Mie mi se pare că în ultimii ani se citește din ce în ce mai mult. Mi se pare, și repet, asta, părerile pur personale nu, nu au valoare de adevăr absolut, doamne ferește. Mi se pare că statisticile sunt mega false. Mm -hmm. Procentul de oameni care citește chiar e din ce în ce mai mare. Uh, îndepărtarea asta de digital, iarăși, uh, pentru mine are o explicație, pentru că de foarte multe ori cumperi o carte în format digital. <coughs> Scuză-mă, zi. Nu crezi, Virginia, că poți să ai senzația asta despre care vorbești, că oamenii citesc din ce în ce mai mult? Pentru că tu și prietenii tăi și eu și ne învârtim zilnic într-o anumită bulă, în care da, se vede cum să zic că din asta culturală. Adică noi suntem atenți la ce apare, la ce mai spune X, Y, care mai este dinamica editorială, ce târguri de carte mai sunt. Deci noi suntem atenți și da, în cercurile noastre apar din fericire oameni noi. Că mai apar oameni pe care nu-i cunoști, nu i-ai avut în lista de prieteni de Facebook, de exemplu, mai apar 2-3 și nu crezi că poate chestia asta dă senzația că oamenii citesc din ce în ce mai mult? Eu și la, nivel macro, și la nivel macro nu se întâmplă așa ceva? Uite, eu aș zice că nu din următoarele considerente. Am umblat foarte mult prin țară și am dat cu ochii de oameni pe care nu-i cunoșteam. Mm -hmm. Iarăși, pe Facebook, eu, zi de zi, stau în afara bulei mele, cercului meu de prieteni, de cunoștințe, pentru mm -hmm. că așa se întâmplă lucrurile, și descoper cu foarte plăcută surprindere oameni care nu fac parte din rețelele noastre Că noi de acum ne cam știm unii altora rețelele, avem și foarte mulți prieteni comuni și așa mai departe Și descoperă în fiecare zi din ce în ce mai mulți oameni Nu te gândi acum la volume, da? Dar nu azi descoper unul, mâine văd trei, voi mâine văd cinci oameni care spun Uite, am cumpărat cartea cu tare, nici nu contează nivelul cărții Faptul că spun, am cumpărat cartea cu tare și am citit-o și uite ce mi-a plăcut în ea. Uite ce mi-a plăcut în ea. Îmi arată faptul că au cumpărat o carte și au și citit-o. Versus uh, foarte mulți care dau citate și. Dacă îi întrebi. Da, bine, mini... știi, Să facă un rezumat al cărții, s-ar putea să se încurce. Uh, o altă, un alt exemplu. Uh, foarte drag mie Mi-este Exemplul uh, Lui Adrian Care a făcut plaja de carte în Vama Veche uh -huh. Adrian are background În advertising uh, Și uh, Băi, un tip foarte Serios când se pornește Să facă câte o chestie Chiar e foarte serios și se ține de lucrul ăla Și cu foarte mulți ani în urmă pur și simplu, știi, a lansat ideea și a zis, băi, mie mi-ar plăcea să fac o plajă de carte. Bă, foarte mișto ideea, dar bani, dar vreau să spun că a alergat omul ăla de a-i capacele, pentru că îți spun din foarte puține lucruri pe care eu le-am văzut din exterior, da? Nu, -i... editurile respingeau ideea, știi? Pentru că el se ducea și spunea, uite, vreau să fac niște rafturi cu cărți, dați-mi niște cărți să le citească oamenii pe plajă, fără bani. Adică Hai să începem de undeva. Și în, o singură editură a intrat în jocul lui inițial. După care au mai fost oameni care au venit și au spus: Băi, las și eu niște căți la tine. Că mie mi-au plăcut și poate vor să le citească și alții. Și, an după an, plaja de carte a crescut. E și atmosfera mișto. Dacă faci lucrurile într-un anume fel, ele influențează oamenii. Atmosfera faină a dus la un număr din ce în ce mai mare de oameni care s-au regăsit în tipul ăla de atmosferă. Uh -huh. Care, ce să vezi? În zona plajei de carte nu se apucă să-ți arunce gunoaiele peste tot. Și știu exact, domnule, mă duc acolo că știu că e un coș din răchită în care se strâng gunoaie. Uh, nu se apucă să urle Bun. în cura mare Bun. pe plajă, nu se. Și deci cumva, conceptul s-a crescut de la un an la altul. Și Bun. vezi din ce în ce mai multe fețe noi, oameni de prin toate zonele țării care aud că, băi, dacă te duci acolo, du-te la plaja de carte, că e mișto. Mm. -hmm azi nu citește, mâine nu citește, băi, dar la un moment dat s-ar putea să spună, a, bă, mă, și o să, că mă plictisesc, știi? Și și iau o carte și a intrat în joc. Din momentul ăla tu îl ai în joc. Bine, Ce faci mai departe? Senzația mea, deci, acum senzația mea personală este că cei care la un moment dat au intrat în, în acel grup, în plaja de carte, în care se ține în fiecare an, am înțeles, da? Asta da, mă, unde este? Din Vama Veche, da? Deci, senzația mea, Virginia, este că cei care se duc la plajă de carte sunt tot cei care, din mai multe colțuri ale țării, fac parte tot din bulele astea care citesc. Adică, nu o să vină. Deci, uh, hai să fim acum. Deci, da, uite, dar de la un an la altul sunt da? mai mulți și mai mulți și vezi în fiecare an vezi fețe noi. Chiar dacă nu interacționezi cu un om, la un moment dat ajungi să-l cunoști, să-l spui, domnule, îl știu de undeva, de unde? Ah, de la plaja de carte. Uh -huh. Da? Uh -huh. N-ai vorbit niciodată cu el, poate nici nu o să vorbești niciodată cu persoana respectivă. Și cumva sesizezi fețele noi care apar în fiecare an, după care revin. Și da. ce -și este, un lucru este bun. că au început să Asta vină și cu copii și. Uh, am eu niște prieteni foarte dragi mie de la Brașov uh, și la un moment dat uh, puștoaica lor a venit la mine anul trecut. Ne-am tot jucat, noi am povestit. Uh, uh, părinții sunt absolut uh, fabuloși. Adică La un moment dat ăștia cereau bani de suc, bani de daie și mai că să ați vreți bani, da, trebuie să produceți. Păi și noi ce să facem? Uite, nu știu, pictați pietre și le vindeți. Și și-au făcut bănuții, bani, copiii, bani de suc. Și la un moment dat, vine puștireca asta la mine și zice, auzi, da? Hai cu mine la Adrian. Dar de ce? Ce vrei cu Adrian? Păi da, tata e în apă, mama e nu știu unde și eu am împrumutat cartea asta ieri și trebuie să o duc astăzi înapoi, dar mai am foarte puțin de citit din ea și nu știu dacă apuc să o termin astăzi. Vino tu, că tu ești mare și ai buletin. Ca să-mi prelungești Să-mi Cartea Și uh, M-am dus cu ea, a fost foarte drăguță uh, Iarăși, hai să mergem Să mâncăm, bine Copila Ok, a stat cu ochii pe noi cât a stat cu ochii pe noi S-a plictisit repede Și-a scos frumusel cărticica Și-a pus-o pe masă și a început să citească Mă bucură să văd semnele astea da, da, corect. Mă bucură să văd și ca apar fețe noi. Încă nu vorbim de volume, da? de număr foarte mare de oameni, dar vorbim de un număr din ce în ce mai mare de oameni care... Uite, vezi, nu mai, știu, nu, mai știu, nu mai știu